Grătarele au sfârâit, parcurile și locurile special amenajate din oraș sau din vecinătatea acestuia au fost pline cu oameni dornici de relaxare și distracție în acest weekend prelungit. Parcurile din Ploiești au fost pline ochi cu petrecăreți. La Bucov, în Parcul Memorial Constantin Stere, oamenii au stat la rând la grătarele special amenajate, având în vedere că este singurul parc care beneficiază de o astfel de zonă. Să fim toți alături și suntem și cu finii și toți, na, de ați profitat de weekendul ăsta prelungit. Da, da, da. Tocmai de aceea suntem acum, este luni, se cunoaște, o zi liberă în plus și să ne vedem cu bine toți. De mâine începem munca, totul, na, să fie frumos pentru toți. Cum vă petreceți ziua liberă? La un grătar cu prietenii, am ieșit cu toții și ne distrăm ca oamenii. De mâine mergeți din nou la școală? Din păcate, da. La un grătar, la joacă copii. Cei liberi de Rusalii, care au ales să-și petreacă ziua la Bucov, s-au putut bucura, printre altele, de terase răcoroase, plimbări cu barca sau hidrobicicleta, cu bicicletele sau carturile, însă copiii au avut cel mai mult de câștigat. Aceștia s-au bucurat de spațiile speciale de joacă, face painting, paloane modelate și grădina zoologică, cea din urmă fiind la mare căutare zilele acestea. Eu mă ocup cu face painting-ul, îi pictez pe față și cadou le fac și un balon modelabil, ce vor ei. Pisicuță, sabie, floricică, ce vor ei. Vin aici în fiecare vară și pictez. Și sunt oameni interesați? Să știți că da, sunt, pentru că e frumos. Profitați de ziua liberă, nu? Bineînțeles, ca toată lumea, cred. Cum ați ales să o petreceți? Acasă, în familie, eventual un grătar, o ieșire la iarbă verde și... Sunteți cu copilașii aici? Da, cu fata, nepotul, cumnata, cumnatul. Cu copiii la grădina zoologică, în parc, la Bucov, nu? Vedem! Vom vedea ce facem mai departe. Ați mai plănuit și alte activități? Am fi plănuit dacă nu aveam și servici. Mai târziu. Weekendul a fost prilej de sărbătoare pentru români, atât pentru că au beneficiat de încă o zi liberă, dar și pentru că vremea a fost prietenoasă, invitând la plimbări și activități în aer liber.